Dar ce accident a fost la Trinca? Accidentul a fost până la anul nou, undeva pe luna noiembrie-decembrie. Dar știi că la Trinca, dacă eu sunt în Trinca aici, nu prea am putut să aflu tot ce a fost aici. Am un nepot care el locuiește la Călăraș, a fost până acum în Moscova. Persoana asta, el cam este o leacă de străbălat, nu știu cum să-i spun eu lui. Eu îl numesc pe dânsul, e nepotul meu, și s-a întâlnit cu alt nepot, tot al meu, de pe Vieri, tot nepoțel, o venit în Trinca, s-a dus undeva cu mașina pe la Corjăuț, ce-au făcut ei acolo, acolo s-a întâlnit, tu psenic, o mai șocnit câte un pahar ceva, și piște vreo săptămână, două, eu am aflat că a fost nepotul meu la Trinca, au faramat mașina, au rupt ciorul la băiat fiala, făcut o mică avarie. Eu stau de vorbă și aud, înțelegi? Am chemat poliția, am scris înștiințare, ia că am acum vreo 2 luni de zile de când am scris la poliție la Iedniță. Și eu am dat și spun, băi, de când îmi dați, au venit la mine acasă, i-am scris eu, tot cu gura mea, am spus, m-ai scălit, tot. Și iată, eu îl întreb pe dânsul acum, băi, tu îmi dai răspuns sau nu îmi dai răspuns? Dar el îi spune, care răspuns? Apoi și el și-ai fost tu la mine, la științarea mea, la care eu am făcut-o. Și apoi și care? Și al care își cade pe prag la club? Băi, eu nu ți-am spus ție de plug, omule, turbați sunteți voi, poliții, și fășeți voi. Cu cine lucrați voi? Să gătiți școala de polițist. Și eu i-am spus lui, iată, el nu vine la mine, polițistul, dar când trebuie pentru informații, a fost el atunci, o zi, două, mai mult nu a venit. 2 luni de zile, acum îl sun la poliție, să-mi dea ei răspuns, ei. Și iată, nu vine să-mi dea ei răspuns. Comisarul din Iedniță s-a dus în concediu, procurorul din Iedniță s-a dus în concediu, au venit ei acum, văd că azi eu trimis o scrisoare procurorul, Guida. Și eu îl întreb acum, nu ne-a dat răspuns. Am chemat, am fost nevoit și am înștiințat poliția din Briceni. Poliția din Briceni a venit vreo 2 zile, a venit, a făcut aici material, și niodată el mi-a trimis azi răspuns, dar eu nu aștept răspunsul lui. Mi-a spus, domn Petroș, eu ți-am trimis răspunsul pe poștă, matale. Dar Dar am aflat de la... Trinca e în A? raionul Iedines, deci te-ai apelat și la Briceni. Sau accidentul a fost în... Orjăuțu și Trinca se desparte de Brișeni. Și da, adevărat a fost averea pe teritoriul, pe partea, pe drumul de la Brișeni. Am înțeles. Deci s-a Otaru. întâmplat pe lângă Trinca, dar deja în partea celuilalt raion. În Deci tu ai margine, ajutat cum ieși și acolo, poliția din raionul celălalt. cealaltă. Deci n-ai Aici nu greșit. știu ce fac. Dar eu spun că l-am întrebat pe sectoristul ăsta care i-am dat eu cererea, băi, și el nu știe și material lucrează, tu înțelegi eu nu? Că ei sunt toți acolo, susțin. Acum eu am aflat. Una e de pe prag la club ocicat, alta ocicat de pe trotuar acasă, alta a fost vorba pe la biserică, nu știu unde vorbeau femeile acolo, că ea ca și-o pățit săracul. Acum, aici îmi dă nii răspuns, mi-a spus că îmi dă răspuns, că el o cicat de pe clădire înaltă, are acasă o clădire și o cicat de pe clădire și ei de acasă. Noi ne înțelegem, înțelegi, că el țin și tărăgănesc treaba asta, la noi în sat sunt mulți de niște care fac așa și cotele, înțelegi? Bețivanii niște mai ales, fac asta socoteală. Dacă s-a dus și s-a întâmplat ceva, el ține, înțelegi, se duce pe urmă, face documente cu procuratura, cu poliția, cu doctorii, cu tot, și face grupă și lucrează și primesc salarii, primesc bani, primesc pensii, grupă. Înțelegi? Eu n-am știut de treaba asta și nu vreau să le fac la toți ca să le pui, că la noi în sat sunt tare mulți de ăștia. Dar tu știi că eu sunt dușmanul satului ăsta aici, începând de la primarul din Trinca și până în capitala țării noastre. Sunteți dușmanii mie. Eu am Deci, mata, știi că i-a materiale. făcut accident cu mașina, dar de fapt la poliție i-a declarat că a căzut de pe clădire, A, de pe prag poliția și nici s-a nu a spus, accidentat. poliția nu spune nică, pentru că nepotul ăsta al meu are o soră sau nu știu și trăiește cu un polițai. Tot cu poliția. Și ei au făcut aici o mahinație aici și au învârtit treaba asta și eu am auzit de la nepoata mea vorbi că nu vreau să grăiască cu mine nimeni, nu vreau să grăiască.
Dar eu am auzit și spune că ea că trebuie să vie Petrovici Anatolie să-i dea bani că el merge la operații la Chișinău și n-are operații, trebuie să-i facă operații lui. Operații. Eu făcut operații, nu eu făcut, dar am aflat că el șede cu ciorul acasă la vătejenie. La dâns șede acasă. Mi-a spus partea polițist care a fost aici, mi-a spus domnul Petrovici, el e acasă, șede cu ciorul, dar spune că o ticat de pe casă. Dar ei ăștia, de la Iedniță, ce au făcut ei, nu spun nimeni nimica. El a fost aici în sat, a fost la frață lui, a fost pe loc, ei nu au venit. Înțelegi? Și ei au pus și învârtit treaba asta, nu știu cum vrea să iasă din treaba asta. Ei, dar eu nu las. Eu am să merg până la directorul. Dar care-i problema mea tale? De ce te afectează? Pe mine asta mă afectează, că nepotul ăsta eu ne-a scris de la Moscova că el a să-i trimată băieței acasă, că eu nu mă așioz, că el a să-i facă neșă. Dar eu vreau să-l văd pe dânsul acum el. El trebuie să-i împușcat de mult serios asta, Oleg. El trebuie să fie împușcat încă pe anii 80, trebuie să în Leningrad o tăiet omul și l-o dat la gunoi. Nu-i pare rău că să vină la moș și acasă și să-i trimată băieței și eu pentru asta vreau să văd unii adevărul. El fuge din închisoare. El a fost la Moscova și acolo a stat 2 ani în închisoare. La Moscova. Am venit acasă, trăiește în Călăraș. Ia ca sun, eu sun azi la Ministerul de Interne, am sunat la domnul Efros, oricum e familia lui, Andrei. Și acolo ne-a dat răspuns, ne-a dat alt număr de telefon să sun. Și am sunat la alt număr de telefon de dimineață sun, care trebuie să o ocupe cu treaba asta. Până în prezent nu am primit nici s-a deschis telefon. Nu se deschide. Nu știu, lucrează ei, nu lucrează. Ca și că am târziu cu miniștrii și atât au bani și nu vreau, ei vreau ca eu să mă astâmpăr să nu mă ocup cu treaba asta. Deci nepotul acela te-a amenințat pe mata și acum vrei să-i dai o lecție de corectitudine și de legalitate. Da, eu știu și eu pe dânsi trebuie să-i pun la punct, că nu sunt numai ei. Dar am mai mulți nepoți. Unul a vrut să-mi dea foc, altul a vrut să mă calce, altul a băut rachiu și s-a dus la procurorul din Iedniță, i-a tuflit 10.000 de lei numai să-i dea pravala și să nu-l pui, înțelegi? Și am avut procurorul cel care de la Iedniță, stai, cum e familia lui? Am uitat eu. Năzdrăvane neamuri ai mata. Dar ce se mai întâmplă în defileu acolo? Mai scot calcar, defileu, mai ard piatră? Să duci cineva, o bate și să duci cineva, că să arde vară în trinca. Dar nu-mi dau răspuns. Tu înțelegi? Eu dacă am făcut în științare, ia că nu-mi dau răspuns. S-o arzi o câteva groi de var și ei nu-mi dau răspuns ei. Așa au făcut comisarul ăsta care a venit de la Bălț, din comanda și aia, bandiți care au fost tăzi din Bălț, că eu știu tăzi bandiți acolo. Că dacă am avut dosarul și alții 77 de milioane care au fost primăria Tringa, nu am făcut eu. Au făcut ecologia, procuratura și care au fost acolo, au socotit cât au fost acolo. Până în prezent nu s-a clarificat nimeni. Eu am venit procurorul ăsta aici și pe dânsul eu vreau să văd socoteala, că el nu mă iubește pe mine. Și nu mai iubește nici toți procurorii ăștia. Dosare făcute, înțelegi, primarul tăiat 17 copaci fără nici o treabă nică. 4 luni de zile nu a avut documente, dar după 4 luni de zile a făcut documente. Și eu de asta vreau să mă adresez, să mă audă lumea pe mine. Că sunt ăștia care la Partidul Comunist, care eu îi băjicuresc pe toți, comuniști, socialiști, bardacul ăsta al Ghelici, care sunt cu Ruslan, așa la, are televiziune, are tot macacă pe mine, mă faci fel de fel, oaie, berbec, țap, mă faci, înțelegi? Eu nu vreau, înțelegi? Acum eu pe dânsul l-am filmat aici, dar eu nu pot trimite fotografie și ea lui, am zis, mă, ți-i dau eu, țap și berbec. Dacă ne întorcem la materialul ăsta aici, eu vreau să scot la iveală și să aduc, înțelegi, să vedem și nevinovat. Așa de la club, sau așa de pe trotuar, sau așa de la înălțime. Este dosar, eu am în trinca care oamenii primesc pensii, alții au murit, alții șed și murit, care eu le-am pus la toți, că băiat și ăla de 10 ani în trinca, primarul nu știe. Dar de ce a luat o femeie la lucru, la primărie și o ținut, înțelegi, că pe dânsul. 10 ani de zile băiatul a stat, înțelegi, sub explozia care a fost în carieră. Și aici e inovat, înțelegi, începând de la primari, începând de la poliție,
Procuratură și judecători din ele stăți sunt vinoveți. Ei trebuie să-i trași la răspundere. Nu să mă băjicurească pe mine, Ruslana, ei să mă fac fel de fel de țap, capră, buhai. Ce zic eu dar la mi-am dânsul? Amintesc că pentru explozia așa din carieră toți ziceau că au căzut de pe casă, nu știu pățit, că nu au vrut să da, recunosc o că a fost scris, explozia auzi, în acolo au scris că el a căzut, el a căzut de pe casă, a căzut, patru. Dar ei să vezi și tăți acum în barb eu și să râd de mine, dar ei tăți sunt veseli, nici nu a fost la mormântarea la băiat Șeală, înțelegi? La băiat Șeală nu a fost, unicul a fost, așa care a declarat. Ai văzut materialul Șeală să-l pui? La tine ești, să pui materialul și ala și vorbesc eu, să văd ce îndeie răspuns ei procuratura, să îndeie răspuns de locul aiștia, judecătorii de la Bălți care dus, am dus tot, materialele am dus tot doscanalnă. Eu n-am dreptate. Eu nu-s dreptate. Dar eu nu-și fac nimic. Parcă s-a schimbat puterea, parcă fostul ministru de interne acum e prim-ministru, parcă... Băi, asta eu ți-am spus. Preferata ma tale, Maia Sandu, a ajuns președinte. Asta, Oleg. Domnul Riceanu trebuie să-și dea demisia. Dacă eu mă duc la Maia Sandu, îi pun demisia. Asta este un hoț și un bandit care a furat. Uite-te, pește 5.000 de cuburi când a fost el ministru, după ce am grăit eu, Colesnic și cu Rusul Alexandru, numai pe două măsurături care au fost în defileu, s-au dus pește 5.000 de cuburi de teatru furat acolo. Când a venit a treilea oară măsura să măsureze, au spus, domn Petrovici a furat, dar nu știm cât. Am spus eu că mai tac, mă duc, a venit a patra oară să măsurăm, mi-a venit un procuror de la Procuratura Generală și îi spune ei că domn Petrovici, asta e o carieră veche aici, că iau și de burian ies crescut. Băi, zic, nu îi bate ei la cap, tu spune ei aici dacă ai venit, că e veche ori nu e veche, să-i spune că tu ai venit țapel, hoță și bandiță. Și că asta au făcut așa. Așa la jinovat este Ghinadi Pârlin, eu ți-i spun și ei, Oleg Uglea Mihai, el prima dată, am avut arestat o groapă de vară aproape la 100 de toane, dar eu am zis că ne-am mai puțin, vă 80 de toane. Desfetil nu a fost acolo vară mai mult. O furat un vagon de lemne, să vezi acolo un ișet, eu și arăt un vagon de lemne a fost acolo. Fără niciun document, eu am fost de față cu Uglea Mihai. Și eu am fost de față. Și de aceea ei nu vreau cu mine să facă legătură. Ei știu tare, Ghini. Ei știu, Oleg. Și eu eram de față cu frații mei. I-am prins pe unii în flagrant acolo. Am chemat poliția. Le-au arestat camionul cu piatră și... Ia că și-au făcut. Auzi, procurorul ăsta care a fost aici... stai că... familia. Ion Chistruga. Ion Chistruga. Eu m-am prins, măi, cu narcotică pe primarul, băieții primarului din Trinca. Cu narcotică am prins, am organizat eu tot asta. Comisarul primește medalii pentru asta, tu înțelegi ori nu? Comisarul a primit medalii. Primarul primește medalii, înțelegi? El nu poate apăra defileul Trinca. Dar lupul a decorat cu medalii, ieșeți și se laudă tăți acolo. Atunci când Marcel Răducanu a fost la Trinca și a primit 160.000, de pe școala sportivă, în 2013-14, eu nu, în 14, că în 2013 eu am aflat pe telefon, eram la judecătoria din Iedriță și procurorul și ala care a judecat, eu la dânsul eram. Apoi și ala s-a înroșit, tăt să stați, mai la mine în cabinet este omul ctaman care îți trebuie ție. De el președinte raionul l-a sunat și da, ăsta îi spune, ei, închide-te că e ăsta la mine Petrovici este în cabinet. Dar așa la mai trece vreo două minute și iar face. Auzi? Iar faci, iar sun. Băi, ți-am spus că la mine este omul care îți trebuie și pune trupca. Acum el a venit, eu știu când a venit, el a fost în 2013 și în 2014, a venit la Trinca. Dar eu veneam de la Edins. Când m-am oprit, am văzut că este mașina de la mine, de la Chișinău, m-am oprit la primărie. Când m-am oprit la primărie, el era Marcel Răducanu, ministru de construcții. A venit la Trinca să plinească 160.000 de lei, care era vorba de deși. Cum să-i prinească? Cum să prinească 160.000 dacă banii și au fost alocați de la guvern ca să construiască sala sportivă? A, ia că ei și-au făcut, că au avut 50 de vedmuși făcut, înțelegi, făcut prin computer și eu atunci am ridicat prin cinea de la Bălți treaba și ei nu au recunoscut nici, am spus că dă-te gine, dă-te bun, de la ministru am prins scrisoare că școala sportivă s-a făcut mai bună cu 160% mai tare decât cum era
Și eu i-am dat lui răspuns atunci, dacă ai dat 160.000, ab tu măcar 60.000 în toarnă, să facem gard la școala sportivă, să facem la asta la școala, la asta la Trinca, la copii acolo, să facem toaleta, să facem gardul, să facem la spital alt gard acolo, că trebuie de făcut, înțelegi? Dar nu ne-a dat răspuns. Dar după aceea, să iei bani, este au venit. Primarul m-a apucat de după cap, m-a apucat și de a venit televiziunea de la Iedriță, a fost, de aceea nici unul nu a filmat. Nici unul nu a filmat, nu a vrut să filmeze. Deși nu a vrut să filmeze. Dar primarul e tot așa? Primarul m-a apucat pe mine și m-a zis și dacă era în altă parte, eu te învățam pe tine. Nu știu ce m-a învățat tu, dar eu vreau să-l învăț pe tine acum. Are șesele mandat și nu a făcut nici o șapă nică. Tot așa tot la Gudumac, care a fost la PD și pe unde a mai fost el? Cum? Tot Gudumac e primar. A, păi el e, băi, așa să le-am mandat, băi, și adică un buhai aici, băi. Dacă oamenii eu, vor... Eu la ciohos, băi. Și partidei. Cu ușor, cu ăsta. Dar parcă a interzis partidul ușor, nu puteți candideze. Măi, cum nu a candidat? Dar păi el cu Dodon, cu toți ăștia. Ia că în 23, în anul 20... Da, în toamnă a fost alegeri, da. Da. Auzi, în 22 toamna, noiembrie și decembrie, s-a gazificat. I-a dat, nu știu cine a dat, Șor, 1.000.000 ori aici, Dodon, i-a dat 1.000.000, o tras o parte de sat, că noi s-a gazificat numai și care au votat pe socialiști și pe Dodon, pe ăsta, pe Șor. Așa auzi, așa care se voteze, dar nu știu care au votat și e loc șligat, înțelegi, alegerile în Trinca, că ăsta a alergat și i-a dat gaz acolo, dar și-a plătit acolo. Eu am științat cine au din Iedrit să vie, să clarificăm treaba asta. Și crezi că vin? Nu vin. Ia că acum cine era, eu am dat niște întrebări la deși și ia că o scrisoare, uite, o arăt aici, ia că asta scrisoare mi-a venit, auzi, mi-a venit de la cine a, de ăsta și noi ăsta gândat. Pentru corupție, dar ce-i denunțat acolo? Și fapte ilegale? Ce fel de corupție? Eu am înștiințat toate nelegale, toate fapte nelegale, ca eu trebuie să pot să ridic toate materialele mele pe Gudumac, primarul de la Trinca, judecățile care le-am avut eu, că eu am drept, eu sunt bolnav de picioare și eu nu pot să merg în să mă duc și să mă ajute procuratura și ectă-o. Să vede scrisoarea asta. Să vede și zici acolo. Că nu s-a păi confirmat. Aici spune, înțelegi, cu toate nelegurile mele și eu am făcut aici și viața mea e în pericol, înțelegi? Deși e în pericol. Poliția și procuratura nu vrea să răspundă, ne închide telefonul, nu vrea să răspundă. Ei nu răspund, nici Guida nu răspunde, ia că așa scrisoarea lui Guida. Ia că ei i-a scris lui Guida ăsta, lui procurorul ăsta, dar el a luat și a întors-o, se vede? Se vede cât ceva, da, de la procurator, dar ce crezi ăștia acolo? Care avea nevoie la mine este, ia că e scrisoarea de la procurorul împlinit-o azi de la Iednesc, el materialul l-a întors înapoi la procuratura. Auzi, anticorupție, că el nu se implică, el nu trădează procurorii lui. Eu am dat procurorii trebuie și-i puși la închisoare care din Iedriță au lucrat, împreună cu poliția, împreună cu tăța ăștia, cu tare sunt de jos, judecătorii, tăți trebuie și avea avocați sunt, băi, este un avocat, unul, Țurcanu Igor, este avocat care a făcut râs dintr-o femeie cu 11 copii, înțelegi? O mulță de bani cu bărbatul, înțelegi? O cu bărbatul s-o împărțit și au făcut râs. Bine, au făcut tot un judecător, un avocat a fost la Bălți, care m-a bătut unul, a fost cu, acasă și-a dus așa și-a plătit bani acolo și-a venit și nu a venit în judecată. Nu a venit nici unul în judecată. Și le-a făcut dreptate lor judecătorul. Cu ceea el a fost ieri, azi nu vine avocatul. Fără avocat, dar eu nu pot să îmi pe drum, măi, eu n-am bani să mă cătăiesc. Eu am dat voia judecătorilor să lucreze. Judecătorii nu lucrează. Ți-am spus că anul ăsta am fost cu alții, am fost că judecată. Am zis că ori faci poriatcă. Nu fac poriatcă. Ei lucrează pe forma veche care a fost până acum. O să nu două luni de zile dosarul, nu s-a arătat nimeni judecată, după două luni de zile, eu dat dosarul și mă duc la curtea de apel. Eu nu m-am dus, n-am bani, n-am și m-am dus și n-am avocat, că nu-i dau nici avocat, nu-i nică. Acum materialul eu l-am dat la ziarul de gardă. L-am luat și-am pus în plic și-am trimis ziarul de gardă să mă ajute, dacă vor. Dacă nu m-au vrea să mă ajute, să-l trimată în judecată ei, să duc, înțelegi. Și banii să-și iei ei, tăți lor. Ei nu-i trebuie nici bani, eu vreau să văd dreptatea aici, nu-i trebuie banii ei.
Tu mă înțelegi și bardac în țara asta aici. Dar vreau să mă aduc pe data de 17 februarie, mi-a spus Valentin Borodat, el a fost la Chișinău și m-a scris pe data de 17 și eu știu la audiență la Maia Sandu. Eu vreau să mă duc. Dacă Maia Sandu mă prinde în scrisoare și care i-a furat-o ea, dacă mă prinde la audiență, poate nu era așa la bardac să-i împuște pe și ea la acolo. Eu știu ce e la graniță, știu ce se face, știu ce e în poliție, știu ce e în procuratură. De ce n-au? De ce n-au polițiștii? Nu vin polițiștii. Nu vin că îi imită și el de la dânsul mare. Pești 6.000 de euro trebuie să dai atunci când te duci. Era o babă de 80 de ani. Acolo e psiholog. Eu n-am știut că e psiholog. E ce că... Eu am crezut că ei e o măturătoare, dar ei doctor psiholog care i-a spus. 6.000 trebuie să dai acolo, câte 1.000 trebuie să duci să dai un ți-o-i dau un lucru bun. Dar băieți, au văzut treaba asta, a fost pe vremea când era epidemia și aia. Și când a venit băieți acasă, o prinit din Olanda, unde erau ei, o prinit 50.000 o prinit. Pentru asta că ei au fost acasă, o prinit 50.000. Noi am plecat înapoi, ne-am dus la lucru acolo. Că ei ieșa din noi, n-au nevoie. Eu cu 6.000 mai pun o leac și eu o n-o comnă, n-ai quartiră aici, dar lucrez, e mie, nu dați dau banii degeaba. Asta e una. Aveam un dosar aici, la Trinca ai făcut, dosar. Tot un nepot de la nepoata meu. Tu știi că a dat 10.000 de lei, a dat la procuratură, poliție, numai aici cu lunina, de la energozbâtul la 28.000 o schimbat un stâlp. Pe un stâlp de beton că l-a schimbat, în Trinca a luat 28.000 de lei. Tu te înțelegi? Dar ne-a spus bunica la băiat cealaltă, el nu vrea să spune că sistemii, că nu-i dă drumul după graniță, dacă spune. Poate atâta costă. Suni totuși la președinție, îți precizezi dacă te-au programat, Valentin, să nu te duci degeaba pe 17 februarie. Am să sun, că acolo am, este o persoană care ne-i cunoscută și am să o sun. El lucrează la Parlament. Ei din satul Bădraș de aici, și ei este la mine pe internet, eu îi sunau. Dar pe Dorin Leceanu îi scriu tot cele, tot bardacul ăsta care face și chiar e cerut și demisia lui. E cerut demisia. Să-și dea demisia. El parcă alcoolic așa grăiește acolo. Eu nu-i rușin de dânsul. Eu am grăit 45 de minute cu dânsul. Și împreună el a apărat hoț și bandiți. Și mai este unul cum îi zice lui? A fost tot ministru de interne. Dar la inspecția ecologică e de treabă omul, cine acum? Păi, nu știu și de treabă la dânsă, că nu-i spune nicăde. Am făcut informații, de var le fac informații, gata, am fost și am plătit. Dar tu știi cum plătește la ecologie? El îi pune ștraful, poate să-i pune ștraful, îi pune cât îi pune, înțelegi? Și el plătește ștraful, dar restul cât la ștraf, el trebuie să plătească 72 de oare, dar el îi plătește ștraful, și jumătate a lui și jumătate a lui așa. Ia că cum plătesc aici. Și nu-i controlează nimeni. Nu vrea nimeni să lucreze cu asta treabă. Dar ei stiem tăți, înțelegi. Aici ne-ntrinca Arvar. Și alții trebuie să vorbesc la telefon. Mulțumesc, am legătura.